Furnicile cauzează daune mari în grădinile noastre pentru că acestea sapă tuneluri pentru coloniile lor. Prin aceste săpături, ele pot să distrugă plantele noastre, mai exact rădăcina plantelor noastre, și de asemenea unele plante mai micuțe, răsaduri de exemplu, pot fi chiar acoperite de pământul săpat de către aceste furnici. De asemenea, furnicile au o relație mutual benefică cu afidele. Acestea se ajută unele pe altele. Afidele generează un lichid bogat în zaharul cu care furnicile se hrănesc. Furnicile apără afidele de diversi dăunători și, de asemenea, igienizează zona în care acestea stau. De aceea, tot timpul când veți vedea afide, în jur vor fi și furnici. Și dacă noi eliminăm aceste furnici, și afidele nu se vor înmulți și nu vor avea mare pagubă pe care o vor face. Haideți să vă arăt acum cum se prepară o capcană pentru furnici, ieftin, ușor și la îndemâna oricui. Uitați câte furnici am aici în solar, cam peste tot e așa în solar. Și acestea sapă și pot afecta plantele mele de tomate pe care tocmai le-am transplantat. Și voi mai transplanta multe alte plante. Așa că eu vreau să mă scap de aceste furnici. Pentru a crea o capcană pentru furnici avem nevoie în primul rând de un recipient din acesta de plastic gol. Poate să fie orice recipient, dar important e să aibă capac. Avem nevoie de un cui. Avem nevoie de o brichetă. Avem nevoie de o felie de pâine, de o linguriță, de apă călduță, de un pahar, de zahăr și borax. Haideți să vedem cum facem. Deci, în primul rând, venim și încălzim vârful unui cui cu bricheta. Facem mai multe găuri de genul acesta, cum am făcut aici, peste tot, cam vreo 3-4 pe o parte. Bine, după ce am făcut cele 4 găuri pe fiecare parte, trebuie să creăm soluția. Avem nevoie de un pahar. Punem 3 lingurițe de zahăr. Una, două, trei. Eu acum o să fac o cantitate destul de redusă, pentru că o să pun deocamdată doar o capcană, dar voi pune mai multe capcane pe parcurs. Sau dacă vreau să fac o capcană mai mare, păstrez același raport de 3 părți zahăr la o parte borax. Deci am pus 3 lingurițe de zahăr și am pus o linguriță de borax. Venim cu apa, care e un pic călduță, puțină, cam vreo 50 de mililitri, cam așa. Și începem să amestecăm, să omogenizăm soluția pentru capcană. Acum vom lua o bucată de pâine, nu toată pâinea, așa o bucată, e de ajuns. O punem în capcană și turnăm în capcană, turnăm boraxul cu zahărul, soluția creată. Cam așa arată. Soluția e pregătită, capcana e pregătită,
punem capacul și punem această cutiuță unde sunt furnici. Am pus capcana în proximitatea furnicilor, am observat că aici sunt mai multe și am zis că aici e un loc bun să pun. Vă voi arăta mâine ce se întâmplă cu această capcană. Ziua următoare, după cum vedeți, furnicile s-au adunat. Deschis capacul și uitați că ele sunt aici și se hrănesc din... Au fost mai multe înainte, dar între timp, până am pregătit camera de filmat, au mai fugit. Ele sunt aici, se hrănesc cu pâine. Furnicile adulte se hrănesc cu lichid și vedeți că mai este sirop din care se hrănesc. Și furnicile care nu sunt adulte se hrănesc cu solide. Acum ce se va întâmpla? Furnicile adulte vor lua pâine și o vor duce în colonie și se vor hrăni și furnicile care nu sunt adulte și regina de asemenea. Și toată colonia va muri cu timpul, fiindcă boraxul nu acționează imediat, el acționează în timp, afectând sistemul digestiv al furnicilor. Eu am cumpărat borax de pe internet, de pe metalochimice și cred că puteți găsi borax și în farmacii, nu sunt sigur, dar cred că puteți să găsiți borax și în farmacii. Cu siguranță această colonie va dispărea în câteva zile. Mulțumesc că ai vizionat acest videoclip, ne vedem în curând cu alte videoclipuri interesante.